Dragi prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru noi femeile Continuăm împreună cu Rodica Volintiru, autoarea cărții În dragoste nu este frică Tema începută în ediția anterioară despre cum să fim fără frică Bine ai revenit în studioul nostru, femeie fără frică <laughs> Mulțumesc, doamnă reuși. Deci, doresc ca să fiu așa, 100% fără frică. Femeie curajoasă. Uh, hai să continuăm uh, unde am lăsat discuția noastră și să ne subliniez un pic care sunt efectele fricii în viața noastră. Deci, în momentul când nu avem conexiunea aceasta cu Dumnezeu, să realizăm dragostea lui pentru noi, normal că vrăjmașul prin frică vine în viața noastră. Um, am numărat numă doar câteva din frici și aș vrea ca să trec în evidență că nu avem suficient timp. Um, efectele fricii care sunt sau frica reprezintă primul credința în minciunile vrășmașului. Frica ne imobilizează, ne scoate de pe terenul credinței. Frica blochează credința și face rugăciune fără efect. Frica ne paralizează, ne distruge fizic și spiritual. Frica înseamnă lipsa credinței. Frica ne separă de Dumnezeu. Frica omoară visele și influențează destinul nostru negativ. Frica este izvorul multor rele, corupție, mulți ajung la sinucidere. Frica ne înstrăinează de ceilalți, ne izolează. Frica îl elimină pe Dumnezeu din viața noastră, făcându-ne să nu mai avem speranță că, și să credem că mai ieșim din această situație sau să mai avem o speranță în rezolvarea ei. Frica ne face să ne îndoim de promisiunea lui Dumnezeu. Frica este o gândire greșită, negativă, nereală. Frica ne blochează accesul la fericire, ne controlează, ne biruiește. De cine ne este frică, acela ne domină. Noi împuternicim lucrurile de care ne este frică. Noi atragem lucrurile de care ne este frica. Frica are putere numai atunci când o credem și acordăm atenție. Dar dacă nu o credem și nu o primim, frica își pierde puterea. Deci frica ne face inefectivi, frica ne izolează, frica ne desparte de Dumnezeu. Nu mai putem să funcționăm, suntem ca un mădular în trupul lui Hristos paralizat. Și atunci familia suferă? Spunea cineva din cauza fricii și a pierdut familia, și a pierdut serviciu, și a pierdut sănătatea, și a pierdut tot. Normal că a ajuns să fie victimă acestui duc de frică, care, mă refer la acea persoană în particular, 90% era ireal. Doar minciun la nivelul minții. E adevărat, nu era creștină. Pe fondul necredinței, pe fondul traumelor a păcatului, a intrat acest duh și de 20 de ani, zice, sunt chinuite de duhul de frică. Dar, acum când l-ai cunoscut pe Domnul, începe tratamentul, procesul de eliberare de duhul de frică. Dar vorbim puțin mai târziu despre asta. S-ar putea să avem frici și să nu știm de ele? Eu cred că da. Să fim paralizați în a acționa într-un anumit domeniu și să fie în spate o frică pe care noi n-am conștientizat-o niciodată? Da, eu cred că este. În momentul, am spus chiar în carte așa, în momentul când scriam, simțeam așa și mă gândeam la viața mea, de exemplu. Treci peste lângă, Treci pe lângă cineva din biserică care o cunoști și dintr-o dată te apucă căldura te apucă o stare. De ce? Și tu nu știi reacția ta, de ce fugi de acea persoană. Dar dacă stai să te duci pe fie, cândva poate te-a rănit și ți-e frică să nu te mai rănească. Cândva poate a fost o prietenie și acum eviți ca să nu zică ceva. Frica vine cu timiditate în același timp. Sau frica că te va respinge. De exemplu, nu vrei uh, să începi ceva nou. De ce? Tu nu realizezi, dar în spate e frica de eșec. Dar dacă n-am să reușesc? Dar dacă am să cad? Dar dacă? Deci, la prima vedere, noi nu realizăm că în spate e un duc de teamă și un duc de frică. Ci mi se pare că e normal să evităm, să nu ne ducem, să nu luăm responsabilități, dar în spate e un duc de frică de oameni, frica de respingere, frica de eșec, frica că ne facem de râs, cum e vorbirea în public. Cei mai mulți de ce e asemănătoare cu moartea. De ce? E o moarte a firii, a eului. Ne frică să vorbesc în public și eu am fost și fiecare. De ce? Ne -e frică să nu cumva să greșim. Ne frică ce zic alții despre noi dacă noi greșim. Ne frică să ne arătăm punctele slabe. Din cauza acestei frici ne ia transpirația și nu putem niciodată să propășim. Căci poate e potențial în noi, dar frica aceasta de oameni, de eșec, de vorbire de rău, de ce va zice alții, mă izolează și potențialul din mine nu va putea niciodată să funcționeze și să ajute pe alții. De aceea trebuie să depășim și aceasta. Privind la Domnul, fiecare face greșeli. Fii vulnerabil. Nimeni nu s-a născut perfect, nimeni nu este înțelept. Azi, din țel, mâine puțin, prin practică, încep să depășesc. Și ajungi să vorbești fără să te oprești câteodată. <laughs> Și cel mai important este că ajungem să avem rezultate pe care nu ni le-am imaginat în momentul în care tratăm cauza. Da. Adică ceea ce ne paralizează, ceea ce ne blochează să fim, să fim curajoși. Și mă gândesc la exemplul lui Gedeon pe care l-ai amintit și tu și soțul tău, citând cum i-a spus Dumnezeu, Domnul e cu tine viteazule. Și el s-a scuzat și a spus că dar nu sunt eu cel mai mic în familie, dar nu e familia mea cea mai săracă din, din seminția noastră, sau nu știu cum s-a exprimat. Și Dumnezeu îi spune foarte simplu: Du-te, oare nu te trimit eu? Și atunci când știi cine te trimite și știi de a cui ești, dispar aceste argumente care au în spate o frică. Venim la ceea ce am spus emisiunea trecută. Întâi, relația cu Dumnezeu să recunoaștem dragostea lui de Tată, Dumnezeu Atoputernic, la care mă duc oricând. Deci vedeți cât de important este fundația, relația cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Când aceasta este puternică, frica nu mai există nu mai are putere. Mai vine, dar poți imediat să o depășești. Știi ce mi-amintesc când te-am ascultat și în edițiile celelalte și iar îmi vine în minte imaginea. Când eram o fată micuță, nu mergeam la școală, obișnuiam să-mi petrec vacanțele la bunicii mei la țară și bunica ea mergea mult prin sat și mă lua cu ea. Și știam că sunt anumite pericole, când se făcea seară, când treceam prin anumite zone sau când ne întâlneam cu oameni mai ciudați după mintea mea de fetiță de atunci. Și știi ce făceam? Atunci cam tot timpul o țineam pe bunica mea de mână, mm -hmm. dar atunci o țineam mai tare de mână, o strângeam mai tare. Și parcă mă simțeam mai în siguranță, văzând că am pe cineva să strâng de mână. și ascultând cât de mult pledezi tu pentru relația noastră cu Dumnezeu, atunci când îl strângem tare pe el de mână, când vedem vreun pericol, ar trebui să dispară frica. Pericolul ne atrage, ne împinge la Dumnezeu. Și o adă ce am ajuns aici, nu mai are puterea asupra noastră. Deci de aceea, vedeți, din, vezi, tot timpul trebuie să dezvoltăm această relație, să căutăm, să-L cunoaștem pe tatăl nostru și dragostea lui față de noi. Și atunci fugim și ca și copil cu un te ducea la tăticul tău, te ducea la bunica, te ducea la cineva care e mai puternic și știai că dacă mă, apăr, mă pitez după el nu o să-mi facă nimic rău, mă duc la fratele mai mare, mă păzește să nu mă badă cineva sau vreun câine. Știi, la mine eu eram mai mare. <sus> eu mai mare. eram mai mare și asta imaginea când când mergeam și de multe ori știi cum e, o iei înaintea bunicii sau a părintelui și mai sari într-un picior și mai strigă stai draga, așteaptă-mă dacă când vezi că vine un câine, imediat ești în spatele tatălui sau a mamei sau a bunicului și îl ții strâns de mână, că nu mai ai curajul să fii tu de unul singur așa să-l Am scris eu o carte despre frica de câini, o experiență care am eu mai tânără. Eu, până să ajung în Canada și a trebuit să mă duc pe o scurtătură, să mă să iau pâine și au venit vreo 10 câini să mă sfâșe, singură. Nu mai aveam nici bunică, nici tată, nici mamă, nimic cu Domnul știam, dar nu aveam relația ca am astăzi, deci eram pocăit așa. Bineînțeles că m-am încrezut în el, nu știu dacă am făcut o rugăciune, știind că el este cu mine, dar în același timp Dumnezeu ne-a dat înțelepciune cum să confruntăm frica, oprește-te, nu puternici, nu fugi, că dacă fugeam mă sfârșeau câinii aia, erau, știți cum, răiți. Și atunci m-am poziționat, m-am oprit, am confruntat frica din mine, de se poate, bineînțeles, noi prin Cuvântul lui Dumnezeu, dar am confruntat frica pentru că eram singură, fără niciun ajutor unde să mă refugiez, unde să fug, să iau un băț sau să strig la cineva. Era câmp total și doar o grămadă de câini a venit. Știu sigur că m-a rugat, și a fost, îngerii Domnului, dar în același timp am făcut, no, nu, nu mi-e frică. Nu, no, nu o să mă atingă. Nu, no, nu o să mă muște. Și am început cuțu, 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 am început să mă prietenesc cu ei, cuțu, cuțu, Imediat am pornit într-un spirit de dragoste, ca să liniștesc, de prietenie. Știți cum imediat au început să dea din coadă, să se gudure pe lângă mine, alții încă mai lătrau puternic, dar eu nu vă spun că nu mi-era frică, deci să adusese părul așa, să ridicase puțin. Și am început să merg foarte încet și deja erau prietenii mei până am ieșit din câmpul acela. De se poate orice fel de frică, dar mă gândesc, acum mulți mi-au spus despre frica aceasta de fobie, cum se zice, de tunel. Frica de întuneric, frica de avion, frica de dentist, frica de lucruri atât de... Pentru noi, femeile, frica să naști. Frica să naști, nu mai spune că mi aduc aminte, zic, Doamne, mă încredințez în brațul tău că e durere, e adevărat, n-ai cu o... Asta, cât te-ai rugat, tot cine durerea, nu poți să scapi de ea. Dar orice fel de frică, trebuie în primul rând să o identificăm, să găsim cauza, să ne pocăim de ea. Și apoi mergem la Domnul să cerem putere și ne încărcăm cu cuvântul Domnului sau îmi schimb mintea, pentru că cel mai multă luptă aici este la nivelul minții. Deavolul atacă prin imagini, cum am vorbit la început, prin gânduri negative. Schimbarea minții a gândurilor, a rădăcinilor care le-am prins de atâția ani de zile, am lăsat frica să ne posedeze, să ne chinuiască și este un proces de prelucrare zi de zi. Vin cu cuvântul Domnului, vin cu dragostea Domnului, vin cu promisiunea Domnului, vin cu putere și autoritatea lui Isus și confrunt și poruncesc Duhului de frică să plece. Și așa și mâine Până voi fi eliberată tu singur, singură poți să fii eliberat de aceste duhuri de frică care pe multe persoane, nu-i doar trecătoare, le-a prins, îi chinuie de a, a ajuns la spitalul de psihiatrie sau sunt pe medicamente și pe acolo vin multe alte stări negative care vrea să-i distrugă. Ai enumerat multe feluri de frică în cartea ta. Uh, nu cred că ai reușit să le cuprin sute, doar da câteva, așa câte... Aș vrea să trecem în revistă prin cele mai des întâlnite. Acum tu călătorești mult, și să vedem care asupra cărora vrei să ne atragi atenția, cunoscând România, cunoscând femeile de aici. Da. Frica de oameni este una dintre frici. Frica de respingere. Frica de satan. Frica de a nu fi iertat. Frica de a-ți pierde mântuirea. Frica de a huli împotriva Duhului Sfânt. Sunt lucruri foarte adânci, dar am întâlnit atâta frica. Frica uh, de a lua decizii importante, frica dacă și ce se va întâmpla în viitor cu copilul meu, cu căsnicia mea, Frica de moarte, frica de accidente, frica um, de divorț, chiar multe femeile frică chiar de divorț. De infidelitate. De infidelitate, da. Sunt foarte multe frici asemănătoare cu acestea, uh, frica de persecuție, frica de întuneric, cum am spus, uh, spații închise și așa mai departe. Fricile acestea, din nou spun și repet, le avem? pentru că nu avem fundația puternică în dragostea lui Dumnezeu. Și nu există nicio frică atât de puternică să nu fie scoasă afară, anihilată, dărâmată, distrusă prin puterea numelui Iisus. Hristos de ce a murit? A luat blestemul legii, a luat toate păcatele mele, a suferit și a murit și pentru ca Duhul de frică și frica de moarte să nu mai vă puterea asupra noastră, dar privirea la El. Acum, acum am spus, la femei, femeilor le este frică, de respingere. Este una dintre fricile întâlnite 90% la femei mai ales. Frica de nu fi acceptată. Această frică are o cauză, are o rădăcină undeva. Este un duc de inferioritate. Pentru că eu nu știu cine sunt. Am avut traume în viața mea. Am fost respinsă în viața mea. Nu cunosc identitatea și eu m-am luptat mult cu acest frică de oameni și frica de respingere și încerci să faci ceva ca să fii primit acceptat. Tinerii astăzi au acest duc de inferioritate, automat frica de a nu fi respinși. De aceea încearcă să fie plăcuți grupului clasei prietenilor prin îmbrăcăminte, prin freza respective, prin make up respectiv, prin anumite cuvinte. Deci este atât de gravă această situație. Să se conformeze. Să se conformeze. Deci e frica de respingere, dorința de a fi acceptați. Numai când îți cunoști identitatea ta, și frumusețea mea nu stă în exterior, trebuie și aceasta frumusețea unui tânăr a noastră să fie în interior. Și aceasta este datorită relației din care cu Dumnezeu. Tot aici vom veni și vom apăsa e, e, neîncetat. Atunci, nu mai am teama cea că mă resping, M-a respins, m respins. Frica că am să cad la examen. Dacă eu merg cu frica aceea, s-ar putea să se întâmple nu, eu plec echipat cu mintea Îmi studiez, învăț da, voi reuși, da, voi putea da, voi fi primit la acea interviu, la acea uh, examen, deci este foarte mult schimbarea minții noastre de a vedea lucrurile prin prisma cuvântului Dumnezeu, nu vorbesc de o gândire pozitivă și aceasta este bună, dar nu intrăm în niște uh, lucruri care mulți nu le pricep, vorbesc prin promisiune lui Dumnezeu, bazată pe relația mea cu Dumnezeu ca și tatăl meu, cu relația mea cu Domnului Isus Hristos și atunci încet încet dispare frica de respingere, frica de cădere, frica de uh, eșec, frica că nu voi primi, nu mă va accepta frica de toate aceste lucruri pentru că din nou ajung să înțeleg și aceasta îți trebuie un timp identitatea în, în Hristos identitatea noastră în Hristos și atunci nu mai are puterea spre noastră când vine, dar dacă nu, am spus să-l scoatem pe dacă din ecuație și din vocabularul nostru să-l scoatem pe dacă, dar dacă voi e sigur, automat frica duce nesiguranță. Și frica ne duce și chiar în rugăciunea noastră ne rugăm de pe un teren al fricii, nu după terenul credinței. Ne, teren după, ne rugăm de pe terenul fricii al nesiguranței, al necredinței. De ce? Mi-e frică că Domnul nu mi-ascultă rugăciunea. Mi-e frică că Domnul nu o să mă ajute. Și atunci eu am o problemă, am o boală, și mă duc înaintea Domnului și încep să stric și să plâng. Dar fundația nu-i credința și dragostea, fundația mea e frica. Păi nu te aștepta dacă primești ceva. Dumnezeu are milă, Dumnezeu vrea, dar nu poate, pentru că eu sunt pe un teren periculos, care e terenul diavolului. Pentru că am lăsat această frică că, dacă eu știu, îndoială, nesiguranță, deci, inferioritate, respingere, nesiguranță, lucrează toate împreună sub influența acestui duc de frică, care trebuie să-l anihilăm, că își pierdem frumusețea binecuvântării lui Dumnezeu, a credinței, a dragostei lui Dumnezeu. Și asta toate atentează la valoarea noastră. Exact. Și când noi știm că am fost răscumpărați prin sângele unicului fiu al lui Dumnezeu, adică cât de valoros. Nu era un preț mai mare care să poată fi plătit, și totuși aceste frici vin să ne scadă valoarea, că de fapt pentru noi nu e un atât de mare interes din partea lui Dumnezeu sau poate el nu are putere, cum spuneai tu, așa uh, lucrează Duhul acesta de frică. Uh, hai să vedem cum scăpăm de el, cum scăpăm de fricile astea. Cum am spus, prima dată să identificăm frica. Ce frică am, ok? Stăm sincer, ca o carte deschisă înaintea Domnului și spun, mie mi-e frică de animale sau de insecte, mi-e frică de întuneric. De ce ți-e frică de întuneric? Imediat trebuie să identifici cauza, timpul, dacă s-a întâmplat o traumă în viața ta, dacă ceva s-a întâmplat după aceea, poate este un păcat la mijloc, poate doar o imaginație poate este o situație reală într-adevăr, mai ales copiii se confruntă cu frica de noapte frica că văd monștri, frica că trebuie neapărat să doarme cineva lângă mine, trebuie să dorm cu becul aprins Acolo sunt niște imaginații care poate le-a văzut la televizor, le-a văzut pe internet și care au rămas în memorie, au rămas în subconștient și în timpul nopții de a volu preia pentru că gândurile vin și de la Dumnezeu, dar și de la cerovisele vin și dintr-o parte și din alta și atunci suntem inundați cu aceasta. Deci îmi identific frica caut cauza dacă le o găsesc. Apoi fug imediat la cuvântul Domnului. Dacă nu avem cuvântul Domnului, să meditez la cuvântul Domnului. Frica știți ce mai este? Meditare la ceea ce face deavolul. Meditare la minciune deavolului. Îngrijorarea aceste. Meditare la ce nu am sau ce s-ar putea să vină. Este o meditare, o, o stare de a gândi profund la ceva rău și la trang și atunci adevărul are e, darul de a exagera și a de multiplica. Acum, care este soluția? Mă duc să meditez la promisiunile Domnului. Ce spune Domnul? Meditează zi și noapte. Ce promite Domnul? Și mă duc și caut toate versetele care spune, nu te teme de nicio rog că sunt cu tine, nu te teme nu, nu fie frică de oameni, caută toate versetele, cineva spune nu numai cineva, și eu am zis lucrul ăsta căci în Biblie scrie de 365 de ori nu te teme, nu e adevărat, am căutat și m-am dus și am pus Biblia și am pus acest de câte ori, e de vreo 100 și ceva de ori, dar în, sunt foarte multe versete dar nu sunt de 365 de ori mulți au spus, m-am dus special și alții au căutat în toată Biblia să găsească cuvântul nu te teme, este nu te teme probabil că este în jur de 100 sau 100 și ceva de ori, dar nu asta e important important este că și cuvântul lui Dumnezeu e fiu și lucrător, cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere și numai versete care le-am scris aici pe spate, numai dacă medităm la el, vorbeam cu cineva aseară seara și am luat fiecare um, cuvânt. zic, meditează la el, meditează. Fața i s-a înseninat. Domnule spune, nu te teme. Eu sunt cu tine. Nu mai oprește, te meditează. Eu sunt cu tine. Cine? Creatorul Universului. Cine? Împăratul gloriei, împăratul slavei. Cine? Domnul oștirilor. Domnul izbăvirul este cu mine. Cine? Cel care înviază morții. Eu sunt cu tine. Cine? Cel care vindecă. Eu sunt cu tine. Cine? Și încep să meditez la cine este Dumnezeu. Aia înseamnă meditare la promisiunea Dumnezeu, caracterul Dumnezeu, natura Dumnezeu. Și spune mai departe, nu te înspăimânta. Din nou, nu-ți fie frică, nu te îngrijora. Eu sunt Dumnezeu, eu sunt Tatăl tău. Cine? Din nou mă duc, cine Dumnezeu? Și din nou mă duc la caracterul lui. Dintr-o dată, ce se întâmplă? Nivelul credinței se ridică și scoate afară spăimântarea, scoate afară frica, scoate afară îngrijorarea. De ce? Păi cu cine stau de vorbă? Cine vine la mine să-mi spună, nu te teme, Rodica, eu sunt cu tine, eu te întăresc, sunt slabă, nu m-am nicio vlagă, nu m-am nicio putere, mă lau frica de, mă topesc. Domnul zice, eu sunt cu tine, eu te întăresc, te voi ajuta, te voi sprijini. cine ajutorul meu? Tatăl meu din ceruri, care în mâna lui stă tot universul, toate galaxiile, toată puterea, tot aurul și argintul. Eu te întăresc, eu îți vin în ajutor, eu cu dreapta mea biruitoare. În momentul acesta, dacă mai insistăm puțin asupra acestui subiect, te asigur 100% că dispare orice frică. Putere care este în cuvântul Domnului, putere care este în numele Domnului, care ia spune, nu te teme, eu sunt cu tine. De ce nu crezi? Teorie. Avem prea multă teorie. Să scăpăm de teoria asta și hai să intrăm în practică, să cerem Duhul de Revelație. Și în momentul acela, Doamne, al doilea punct este curaj și îndrăsneală. Am scris eu în carte cum la proverbe, cred că 28 cu 1, cel în îndrăsnește ca un leu tânăr. Leu nu este cel mai puternic dintre animale? Nu e nici cel mai deștept. E curajos. Noi trebuie să avem curaj și îndrăsneală. Cum? Ok. Am acum în față, mi-am găsit tot felul de frici, unele mai acute, unele mai grave, unele doar vin întreagă, da? Aceste frici le-am identificat, știu în primul rând că și Hristos le-a biruit la Golgota deja. Ele n-au puterea asupra mea numai dacă eu îi dau voie. Chem numele Domnului, chem sângele Domnului, mă bazez pe tăticul meu care mă iubește și îmi spune mereu nu te teme. Și încă mai vine la mintea mea, iau cuvântul promisiunea Domnului și îmi noiesc mintea zi de zi, zi de zi. Și apoi mă ridic căci aflu că el îmi spune la 2 Timotei 1 cu 7, eu nu v-am dat un duh de frică, ci v-am dat putere. Asta înseamnă putere, autoritate peste toată puterea vrășmașului. Nimic nu mă va bătăma. Care vrășmaș? Vrășmașul în cazul nostru, frica. Eu am puterea asupra lui. E un demon, mai mic sau mai mare, depinde cât îl las eu să fie de mare sau de mic. Și atunci mă ridic în numele Domnului și iau autoritate și zic că în numele Iisus Hristos, duc de frică, Ești din viața mea, mă pocăiesc, tată, îmi cer iertare că i-am permis Ți-am întors ție spatele și am îmbrățișat africa, căci n-am avut fundația puternică a promisiunilor tale. Iartă-mă, Doamne, curățește-mă, Doamne, și acum eu vin în numele lui Iisus Hristos, care orice genunchi se pleacă, tu duc de frică, tu trebuie să te pleci înaintea lui Iisus, care te-a la Golgota, și eu vin în numele lui, tu vezi pe Isus, în mine, ieși în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. De câteva ori poruncește să plece Duhul de frică din viața ta, sau în familia ta, avem putere și autoritate. În momentul acela, poate o să simți, poate nu, nu știu, n am fost învățată, sora mea pune mâna în fratele meu și studiază Biblia, să vezi cine e Dumnezeu, cine este Hristos și ce investiție a făcut în noi, domnul, cine am devenit noi și atunci avem curaj să luăm sabia și să ne luptăm și să ne potrivim tari diavolului, și el va fugi de la noi înainte ce supuneți-vă supunerea aceasta, smerenia aceasta că sunt nimica, eu nu pot nimic fără el, el poate totul, eu las pe el în mine și atunci el doar prin gura mea poruncește acestor duhuri să plece. Cu fata noastră cea mai mică am scris în prima carte despre Duhul de frică care vin peste ea. Am învățat-o verset după verset, se confrunta și tot timpul declara, afară cu minciune vrăjmașul, declara adevărul cine sunt eu în Hristos și apoi lua autoritate. Duh de frică, ești din mintea mea, ești din viața mea, tu n-ai puterea asupra mea, asupra mea are acces doar adevărul, doar Cristos a fost câteva luni de o luptă până a fost eliberată, dar nu eu, ea singur am învățat-o cum să se confrunte și să se lupte și am văzut biruința slăvit să fie. Domnul de ea s-a ridicat la un alt nivel de lider, la un alt nivel de autoritate, la un alt nivel de putere. Asta vrea Domnul de multe ori să ne învețe. Spuneai la început de uh, frică că este de fapt o, o meditație, o închinare la probleme, la uh, acele imaginații, că va fi un pericol, că ni se va întâmpla ceva rău. Uh, în contrar cu asta. Cuvântul Domnului ne învață și putem învăța de la David că nu-i ceva nou. Cum medita el la binefacerile Domnului și cum zicea că dacă le număr sunt mai multe decât boabele de nisip și adormea meditând la ele și ce când mă trezesc sunt tot cu tine, Doamne. Și vedem din psalmi, mai ales cei scriși de David, psalmul 23, vedem câtă siguranță inspiră. Omul ăsta n-avea frică și n-avea frică, știm, din bătălia lui cu Goliat. Și Dumnezeu ce declară despre el? Om după inima mea. Așa este. multă lume când definește sau explică termenul ăsta, David, om după inima lui Dumnezeu, ce, păi de că el de fiecare dată când a greșit, s-a pocăit și a recunoscut. Da, e o parte, sunt de acord, dar cred că și după inima lui Dumnezeu este și să fim fără frică. E înfricat. A fost nefricat. Da. Și a fost în același timp lăudat pe Domnul. De aceea de la el învățăm cel mai mult, dar în unul cop ne spune să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu, să spunem, să declarăm ceea ce scris în cartea legii acestea. În psalmul 1 de asemenea, ce să medităm zi și noapte asupra cuvântului, să fim ca un pom roditor, atunci vom rodi. Meditarea asupra cuvântului lui Dumnezeu de viață credință, încurajare și apoi, normal, când vine duhurile de frică, de orice natură ar fi, mai ales frica de viitor, frica ce se va întâmpla cu copiii mei, frica ce se va întâmpla cu serviciul meu, frica ce se va întâmpla dacă mă mut, voi supraviețui, cine va fi prieten și așa mai departe. În momentul acela mă duc imediat la tata, numai la circumstanțe. tată tu știi, tu cunoști viitorul, mă păzesc pe tine, colaborez cu tine, am puterea cea mai desăvârșită, supranaturalul care cunoaște viitorul. De ce să mă tem? El e lumina mea, cu David. El este călăuza mea. Nu mă tem când trec prin valea ombrei morții. Nu mă tem de niciun Psalm 84. Ceea ce spun? tăria, încrederea în Dumnezeu când străbat valea plângerii, nu se tem de nimica, ci din contră merg din putere în putere. Este așa mare binecuvântare în cuvântul lui Dumnezeu dacă medităm asupra lui. Dar de aceea este sfatul acesta. Ia cuvântul Dumnezeu, meditează, scoate toate versetele din Biblie. Eu am scris în carte doar câteva în care vă dau uh, temă de casă să studiem în Biblie de câte ori Dumnezeu ne spune, nu te teme. Eu sunt cu tine, vedem la Iosua, vedem lui Avram, vedem lui Moise, la toți Dumnezeu a spus, nu te teme, eu sunt cu tine. Și nu ne-a spus, dar e teorie. Și când a venit problema, de ce? Am schimbat direcția, m-am uitat de avăr și la munte și la problemă, în loc să mă uit la tata și să cred ce spune tata. De ce? E mult mai ușor să mergem prin vedere decât prin credință. E mult mai ușor să fim motivați de emoțiile pe care le simt. Credința nu simte. Credința crede. De aceea, Domnul ne spune la Evrei 11 cu 6, fără credință, cu neputință să fim plăcuți lui. De aceea, acum, ne înarmăm cu cuvântul, atacăm cu cuvântul, căci intră în acțiune credința în Dumnezeu și în iubirea lui, pentru mine. Și de aceea m-am încurajat, nu se poate peste noapte. Este un timp de prelucrare, de pregătire. Și ce frumusețe iese de aici, automat creștem la un alt nivel de relație, de revelație, de putere, de dragoste, de credință, de autoritate, de pe plan um, relațional de prietenie, din toate puncte de vedere, cât timp stăm și medităm asupra cuvântului Dumnezeu și primim Duhul de revelație uh, și lăsăm Duhul Sfânt să ne vorbească prin cuvânt, devenim oameni maturi, oameni cu viziune, oameni care când Domnul a zis du-te, te duci, nu mă uit că sunt 32 de mii ca la Gedeone, a zis cu 300 voi da o mare victorie. Oriunde ce, mi ce spune Dumnezeu, îndrăznești. În cazul nostru, o mică paranteze, gloria toată este a Domnului. De câte ori când Domnul ne-a spus să plecăm la luptă, că este o luptă, să plecăm în misiune, la fel, nu am avut bani, nu am avut provizii, Domnul ce, nu te teme, încrede-te în mine indiferent de opoziție, mergi înainte eu îți voi purta de grijă a trebuit să cred cuvântul Domnului cu toate că n-am simțit nimic, n-am pipăit nimic n-am văzut nimic și apoi am văzut manifestarea credinței mele în Dumnezeu când Dumnezeu a purtat de grijă când am fost în Africa pe timpul războiului și boli și tankuri pe, pe drumuri și morți și împușcături, Domnule ce nu te teme eu sunt cu tine și am putut să mergem să vestim Cuvântul, să ajutăm acolo cu orez și așa mai departe. Vreau să zic, în momentul când ai conexia cu Dumnezeu și crezi din toată inima că El este cu tine, nu mai ți este teamă nici de moarte, am zis de, de moarte. Și -am zis, de ce ne, fri, ne este frică de moarte? E grea. Când îți moare cineva, drag, e greu. Te desparți. Dar nu știu de ce, Dumnezeu, eu mi-am dorit moartea toată viața. Atunci, poate nu eram pregătită. Dar nu mi-e frică de moarte. Dacă Domnul zicea, acum dă viața, eu acum am eu dau cum vrea Domnul. Dacă aici acum vin, sunt cea mai fericită. Poate unde, căci Domnul mi-a arătat puțin el din cer. și am văzut splendore cerului, care nu se poate explica în cuvinte. Și când m-a dus Domnul în Duhul acolo, am zis, ținem aici, am uitat total acolo de pământ, că am soț, că am copii, cam am misiune, nimic am uitat total. Era o splendoare absolută, care nu sunt cuvinte de comparație. Când mori, te întâlnești cu Dumnezeu. Dacă ți-e frică de moarte, sunt niște motive, l-am scris în carte. Nu ești mântuit, trăiești în păcat, ori te leagă lumea, plăcerile lumii sau bogățiile lumii acestea, ești nesigur, este o nesiguranță. În momentul când ești sigur de relația ta cu Domnul, de-abia aștepți. E adevărat că mai ai de lucru pe acest pământ, e adevărat că despărțirea doare. Dar ca să fii în cer, cel mai minunat lucru, e cel mai frumos să fii acolo. Să nu avem niciun fel de frică de moarte. Dacă ne frică, trebuie să mergem la cauze, să ne verificăm viața. Este un fel de frică pe care aș vrea să o explici că poate fi foarte utilă pentru unii. Um, unii se tem că poate fac ceva, sunt angrenați într-o direcție care nu-i după voia Domnului, dar n-au nici confirmarea să schimbe direcția. Deci, cumva, frica asta de a nu ști exact ce plan are Dumnezeu pentru viața ta și, 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 mai ales când, când ai de greutăți în cazul vostru v-am auzit povestind de anumite întărituri de greutăți care le întâmpinați pe parcursul misiunii dar voi știți sigur că Domnul vă trimite și atunci treceți mai ușor peste ele dar dacă cineva nu știe exact ce vrea Domnul de la el și asta poate se întâmplă mai mult la cei tineri sau la cei tineri în credință. Sunt foarte mulți și chiar multe fete care vor să se căsătorească, poate chiar au pe un băiat și le frică să se căsătorească. E sigur că e de la Domnul să fac pasul ăsta sau nu, e sigur să fie de la Domnul să plecă misiune sau nu, e sigur și îl slujești pe Domnul. E adevărat că nu este atât de ușor de a da răspuns la fiecare în parte. Ceea ce eu am primit și pot să dau un sfat, care știu că este la Domnul, pacea inimitale și a relației tale cu Domnul, poate să fie termostatul care spune, da, ești pe drumul cel bun. Una dintre lucruri. Al doilea, trebuie să vezi în acord cu inima, cu inima lui Dumnezeu ce scrie în Biblie, ceea ce fac, ei, îi place lui Dumnezeu. Din nou vei primi o asigurare, o pace și o bucurie. De ce fac ceea ce fac? Pentru mine, pentru funcție, pentru plăcere, pentru a fi cineva, pentru bani, pentru scaun sau fără nicio condiție, doar că am simțit în inima mea de dragul Domnului și de dragul celorlalți. Motivația, cum spuneam în început, a inimii, a ceea ce fac, din nou îmi așează mie pacea că sunt pe drumul cel bun. Un alt lucru este de multe ori primești de la Domnul să faci ceva și nu ești sigur. Odată Domnul mi-a spus lucrul acesta, vreau să ajungi la un alt nivel de relație cu mine. Care, Doamne, de multe ori așteptăm semne, ca și Gedeon, nu-i nimic rău. De multe ori așteptăm un cuvânt profetic, un cuvânt din Biblie, să mergem prin credință, și mulți spun eu nu fac un pas până nu între pe domnul. Și Foarte după ce bine. vine cuvântul, iară vine cât e o îngrijorare că poate că nu a fost chiar la problema aia da, că a fost da. la. Alta. Din o fundația și relația cu Dumnezeu nu este atât de profundă și de adâncă. Și atunci Domnul mi-a spus, nu mai știu ce am primit așa de la domnul să fac. Și a venit puțin îndoiala și zic doamne oare e de la tine sau e de la mine? Și Domnul spune atunci, nivelul pe care îl vrea de la copilul lui, dacă eu trăiesc în tine și tu știi și crezi lucrul acesta, de ce n-ar veni de la mine ceea ce tu faci acum? În momentul când ajungem să credem, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește mine cu toate, că suntem oameni supuși greșelii. Când fundația mea este atât de puternică și continuu să o întăresc să fie atât de, de tare, neclintită, în asigurarea credinței, este o credere neclintită că El mă iubește, că El mă ierta, că El îmi conduce pașii datorită numelui Său, că El mă apucă de mâna dreaptă și îmi conduce pașii. Deci verset după verset îmi dă asigurarea că sunt pe drumul cel bun. Am mai spus că am plecat toată în Africa, domnul ne-a spus din Canada, vom pleca în Africa Centrală, în misiune acolo. Și domnul a spus, doamne, păi nu știu, nu avem bani. Domnul a spus, eu îți voi pregăti bani, banii vor veni din România. În sfârșit, domnul mi-a spus, da și amin, asigurare totală. Am ajuns în România, nu mai aveam nicio conexie cu Africa. Unde? Oare? Și a venit îndoiala. Oare chiar am auzit bine? Oare chiar e planul domnului? Între timp bine nu zic ispită. Suror mă sunau, că exact în perioada când am, am, hotărât să mergem în Africa, ne sunau ca să avem conferința aici în România. Și acum eram pus la mijloc. Ce fac? Africa nu răspunde. Știam, nu-i curent, nu internet, dar totuși, doamne, surorile mă chemau. Da, doamne, tu mai chemat în România, nu în Africa. Și începeam să vin eu cu tot felul de gânduri și de argumente. Da, am lăsat totuși în repauză această situație, că și totuși ceva în mine îmi spunea, Domnul mi-a vorbit. Acum de ce te întorci? Și am văzut frumusețea Domnului de a spun când ești sincer cu Domnul, Domnul nu te lasă. Într-un fel sau în altul îți dă confirmare, îți dă siguranță ca tu să te oprești sau să mergi înainte. Dar partea mea este caută pe Domnul în genunchi și rugăciune. relația cu el, din nou, repet. Și atunci eram într-o conferință, e, imediat după ce am avut confuzia asta, ne Doamne, răspundem într-un fel sau altul și m-am trezit spunând, în conferință, în afara subiectului, ceea ce eu spun ție la lumină, tu nu uita când ești la întuneric. Și într-o dată, în Duhul, Africa. Deci Domnul mi-a spus, vei pleca. Domnul mi-a spus, voi pregăti bani. Acum tu ești la întuneric. Niciun ban, Africa nu răspunde, din altă parte mă cheamă chiar atunci. E decizia mea ce fac. Și m-a văzut Domnul că eram ca un copil care totuși vreau să fac voia lui și tata mi-a venit în ajutor tot prin gura mea prin Duhul Sfânt și atunci mă am primit pace și într-adevăr apoi s-au aliniat toate lucrurile și s-am primit cum el a el spus deci de aceea avem din nou nevoie să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Pe pagine Scripturii să cunoaștem caracterul Dumnezeu. Experiențele altora. Și e bine întrebăm și pe alții, dar nu devine, că poate eu îți dau un sfat și nu se potrivește total. De aceea am zis, du-te tu personal înaintea Domnului. Nici chiar prorocii poate nu vorbesc clar și te duce în confuzie. Nu, du-te direct la tata. Tata te vrea să te audă. E ca și cum, știi, mă duc la vecinul. Vecine, vrei să te duci să-i spui tata să-mi dea niște bani? Ce zice tata tău atunci? Dar ești copilul meu, de ce n-ai venit la mine? Ce s-a întâmplat? Ceva s-a întrerupt, ceva s-a scurt circuitat. Și atunci înțelegem că Domnul ne vrea cu gelozie, ca relația ca dintre un copil și fiu, un, copi, un tată și un fiu. Că deci zice acolo, v-am dat dreptul să fii fi și fice, copii al lui Dumnezeu moștenitor împreună cu Hristos. Și avem dreptul să venim oricând înaintea tatălui, să primim lumină și călăuză. Îmi amintesc de femeia excelentă din Proverbe 31. Și eu văd aici atâta uh, curaj la femeia asta să facă o mulțime de lucruri. Dacă spuneai în uh, emisiunea trecută sau în asta. Că frica ne paralizează și nu putem face multe lucruri bune pentru că suntem legați de această frică. Femeia asta face o sumedenie de activități și aș vrea să subliniem câteva versete pe care, în context, să le comentezi un pic și să le facem o aplicație practică pe, uh, pentru noi, femeile. Ea zice așa. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Și sar uh, mai departe, unde este versetul în care spune așa. Uh, Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Cum o vezi tu pe femeia asta care e atât de curajoasă și râde de ziua de mâine, ziua de mâine de care multe dintre noi ne este teamă, temerile pe care le-ai spus. Și apoi cum putem să ne îmbrăcăm casa cu ceva, să o izolăm, metaforic vorbind, ca să nu ne fie teamă de atacuri, de vremuri grele, de zăpadă, de alte șuvoaie care se pot revărsa. Din nou, eu cred, acum nu spre nimic aici despre Dumnezeu și relația ei cu Dumnezeu, dar noi înțelegem că această femeie a avut sfaturi, a avut învățături bune, a avut o relație cu Dumnezeu. Acum să ne gândim la noi. Din nou, pun accentul pe fundația aceasta relației, nu religie, nu tradiție, nu formă, nu obicei. Păi aici, scuză-mă, la relația de, cu Dumnezeu te da. ajut un pic, te completez zice chiar la final că e femeia care se teme de Domnul, știi? Deci da. totuși da. are da. are o relație cu Dumnezeu. Da. Deci, în, între frici, n-am mai avut timp, să spunem, cea mai puternică frică care trebuie să o avem este frica de Dumnezeu care înseamnă de fapt reverență. Deci ei nu este frică de ziua de mâine. E clar că și frica lipsește din viața ei. Ea știe cine este, știe ce vrea, și a pus, cu alte cuvinte, zic eu, în priză tot computerul creierului ei de inițiativă, de idei, de creativitate, de uh, acele de relații pentru ea, casa ei, soțul ei să se bucure, să fie mândru de ea. Deci, cu alte cuvinte, a pus în funcție ceea ce Dumnezeu a creat în ea, în noi. Căci bazat pe versetul Geneza 1:26, este Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea lui, femei și bărbat. Cine e Dumnezeu? Suntem creați după chipul și asemănarea Lui. Nu mai refer doar fața că seamănă cu a lui Dumnezeu și nu suntem ca animalele. E vorba de caracter, e vorba de putere, e vorba de e, autoritate, de creativitate. Cum spune în Psalmul 8, îmbrăcați cu slavă, ne-a dat Domnul gloria lui, ne-a dat slava lui, ne-a dat puterea lui. Deci nu să fim noi cineva, prin el, cu el, putem să facem lucruri extraordinare. Da, mă duc puțin, ce înseamnă viață fără frică? Mă duc în grădina Edenului. Adam și Eva se întâlnea cu Dumnezeu în fiecare dimineață. Era plăcerea lui Dumnezeu să se întâlnească cu făptura care l-a creat-o, să comunice, să vorbească. Cum a venit păcatul? A venit frica. Duhul de robie aduce frica. Noi acum am înțeles, am scăpat de Duhul de robie, nu mai suntem robi la nimeni, nu mai suntem sclavi la nimeni, la nicio adicție, la niciun gând, la nicio vorbă, la nicio frică. De aceea suntem liberi. Liber să comunicăm cu Dumnezeu. Liber să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, care e planul tău? Care e voia ta? Ce trebuie să fac ca și mamă, ca și soție, ca și femeie de business, ca și lucrătoare, ca și misionară? Din orice punct de vedere, Doamne, am nevoie de tine. De aceea nu mă tem, deci nu am înțeles secretul relației cu Dumnezeu, am înțeles secretul ca să lasă să funcționeze și să lucreze abilitățile și calitățile care Dumnezeu le-a pus în viața mea în conectarea cu cel plenar care m-a creat sursa puterii, sursa înțelepciunii, sursa creativității, sursa ideilor, sursa vieții noastre este însuși Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea, în momentul când vin circunstanțe dificile, nu ne temem de ziua de mâine, râdem de ce? Păi eu deja am învățat să-mi strâng acolo. Eu când cumpăr zahăr, am undeva în, în într-un dulap, un sac de zahăr și apoi în bucătărie am borcanul cu zahăr și încă un umititel care pun la cafea. Deci am rezerve. Când îmi iau ulei, de asemenea, îmi iau vreo două, trei bidoane, că și nu se știe. Deci mie nu mi-e frică de ziua de mâine, în colună. Eu, eu, pot să supraviețuiesc. că am învățat să, să pun, să adun, fizic vorbim. Spiritual de asemenea, mă încarc cu cuvântul Domnului, cu putere, cu credința, cu promisiunea Lui și când vine întunericul, vine uh, spaima, vine războiul, vine uh, ISIS, vine eu mă încredând, Dom am acumulat, am hrănit Duhul, am hrănit mintea mea, mi-am mânuit mintea în promisiunea lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu. De aceea eu râd de ziua de mâine, indiferent ce se întâmplă. Tata e cu mine, Domnul e cu mine, mai ales îngerii, nu am timp, am început să fac un studiu despre îngeri. Doamne, cât de puternici suntem noi că avem la dispoziție toți îngerii. Nu ne rugăm la îngeri, nu vorbim cu îngerii, dar sunt la dispoziția noastră. Dacă am realizat noi toate aceste lucruri nu mai ne frică de nimeni și de nimic asta înseamnă cum am spus l-am dat la o parte pe Dumnezeu că nu-l vedem, ne-i greu să-l acceptăm prin credință sau nu ne-am pus în negoți talentele și abilitățile care Dumnezeu le-a pus în noi, că sunt soh sumedeni. Eu de-abia pot să spun că am putut acum să pun în negoț anumite dar, dar sunt conștiente că sunt mult mai multe. Și cu cât eu petrec timp cu Domnul și îl caut pe Domnul, văd cum Domnul mai mult mă folosește și în direcția aia, și în direcția aia, și în direcția aceea. Asta nu înseamnă că sunt perfectă, sunt încă în prelucrare. Mai am și eu, mai intru în fire, ba cu copii, ba cu soțul, dar mă pocăiesc și mă duc la altar imediat. Și iară, Domn, Doamne, planul tău și voia ta. Și e minunat cu Domnul. Aș vrea să încheiem pentru că timpul iarăși s-a dus foarte repede cu frica de Domnul. Această frică pe care uh, ai amintit-o deja ca fiind cea mai importantă și care ar trebui să ne inunde, să Amin. fim confundați în ea. Uh, aș vrea doar să citesc câteva versete care ne va ajuta foarte mult aceasta. Uh, frica de Dumnezeu, vreau să o spun, nu este frica de păcat sau dar trebuie să ne fie. Nu frică de păcat, poate nu e bine spus, că iarăi dau acces de rășmașului. Pur și simplu trebuie să ne fie silă, scârbă de păcat, să disprețuim. Că știu că păcatul aduce moartea și știu că și păcatul îl întristează pe tatăl meu. De aceea, frica de Dumnezeu, de fapt, înseamnă o reverență. Înseamnă. Uh, Onoarea care trebuie să-i dăm înseamnă respectul pe care trebuie să-i dau, înseamnă începutul înțelepciunii, cum ne spune Dumnezeu. De asemenea, la Iosua 24 cu 14, ne spune temeți-mă de Dumnezeu și slujiți cu integritate și credincioșie. Să îndepărtăm zei, Dumnezeu ne învață, nu mai să vă temeze Domnul, să-i strujiți cu credincioșie din toată inima și veți vedea ce mari lucrări face Dumnezeu pentru voi. Deci, frica de Dumnezeu nu este frica că mă pedepsește, nu este frica aceea că dacă nu fac așa cum ai spus la în început, gata, mă așteaptă groaza. Este o reverență, un respect absolut care este împletit cu părtășie, cu intimitate și cu dragoste. Și pentru mine este o plăcere pentru că realizez că e tăticul meu care mă ia în brațe, dar sunt conștientă imediat de suveranitatea lui, de majestatea lui, de a tot lui, că nu-mi permit să mă joc cu păcatul. Nu-mi permit să-l întristez pe Dumnezeu, că știu ce mult a suferit Domnul meu Isus pentru mine și eu acum să-l întristez pe Dumnezeu, atrag puterea întunericului ca să-mi facă rău. Singura teamă este această teamă de, de Dumnezeu, cum am spus. Este greu, poate, în limba românească să o spune, dar cineva spunea și sunt de acord. Astăzi lipsește frica de Dumnezeu din biserici. Această frică plină de reverență că nu-l cunoaștem pe Dumnezeu. Când ajungem să stăm la altar să ni se descopere numele lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu. Când venim la biserică, nu venim doar de obicei, nu venim din rutină. Nu ne venim să ne etalăm talentele sau îmbrăcămintea sau mai știu eu ce. Venim fiind conștienți cine este Dumnezeu, ce împărat al glorii, a slavei am eu de-a face și venim cu toți în acea reverență și așa cum spune la Solomon cum, când au venit preoții și după ce au dus Solomon o mie de arde de tot gloria Domnului a coborât și preoții s-au aruncat cu fața la pământ datorită prezenței lui Dumnezeu. Nu era frica de moarte. Deci asta cred că este o nevoie așa de acută astăzi în creștinism. Să ajungem la această revelație care nu mai duc urs până dă. Cine este cu adevărat Tatăl nostru? Acea reverență absolută și când venim să-i aducem onoare, încântare, în rugăciune, venim cu o altă atitudine a minții și a inimii și prezența lui coboară, gloria lui coboară și atunci Domnul mi-a spus de o dată, eu nu vin cu mâinile coale semne, minuni, vindecări, eliberări, atâtea lucruri extraordinare se întâmplă unde gloria lui coboară. Pentru mine când spun reverență sau frica de Dumnezeu este o putere, o gloria Lui care vrea să o manifeste în vremea de pe urmă. De aceea trebuie să ajungem să fim fără frică, total în intimitate și în cu Dumnezeu. Să vedem ce lucrări extraordinar o să vedem. E minunat cu Domnul. E frumos. Știi ce mă gândeam? Că noi două am putea să vorbim până dimineață. Ai vorbit la conferință acum. Mie îmi place, -mi place să te ascult și în timp ce tu exprimi, mie tot alte uh -huh. întrebări uh -huh. vin uh -huh. și revelații. Și acum îți mărturisesc ce am concluzionat. Um, slava noastră este să fim sclavii, sclava lui Dumnezeu. Sclavul nu se teme numai de stăpân și dacă el este un stăpân atât de bun încât ne-a cumpărat cu prețul sângelui fiului său, el nu ne-a cumpărat ca să ne umilească, nu uh -huh, ne-a cumpărat ca uh -huh. să ne facă vreun rău, ci ne-a cumpărat ca să fim împreună lucrători cu el și să slujim pentru slava împărăției lui. Așa că avem o poziție despre care uh, toată viața nu ne ajunge să medităm și să vorbim? Și să să-i mulțumim, lui de acest har care în el, ca și suntem robi, cum spune și apostolul Pavel, nu uităm, dar suntem copii ai lui, suntem fi și fiice care ne ține pe noi într-o stare de smerenie, de reverență care suntem fără frică. Cum ar fi o viață fără frică? Grădina mult, cu multe rezultate, cu multe, multe, multe realizări, atât cu multe Atât de mult, bucurii. cum ai spus, atâtea realizări s-ar face, atâtea lucruri extraordinare vor lua ființă, idei și creativitate și business și vorbesc spiritual. Atât de mult suferă împărăția lui Hristos, împărăția lui Dumnezeu, datorită Duhului de frică care domină în bisericii. Știi, nu cred că s-a tradus încă limba română, a apărut o carte, scapă exact titlul în engleză, cu cei șapte munți domenii pe care noi de Bill Johnson mm -hmm. pe care noi trebuie să le rescumpărăm, le rescumpărăm din da. întuneric pentru că Dumnezeu are dreptul să guverneze în știință, în educație, în business, în politică, da, da, da. în toate celelalte domenii, nu le mai enumăr. Și eu așa cred că prin această sesiune fără teamă prin care ne trece Dumnezeu, în special anul acesta, El ne pregătește un popor, o generație care să ia în stăpânire și dintre români aceste domenii. Eu cred că, în ciuda pericolelor cu ISIS, cu atentatele, cu homosexualii, cu toate descurajările care se emit, noi vom fi mai mult decât biruitori. Amin. Amin. Așa cum zice uh, Daniel că acei ce vor cunoaște pe Dumnezeul lor, cum spuneai și tu, vor, vor rămâne mari, mari, tari și vor, mari și vor face mari isprăvi. Noi suntem dintre aceștia și cei ce vin după noi vor face isprăvi e. și mai mari. Mă gândesc, uite, la o generație a lui David. Saul, cât era el de înalt, de frumos, de puternic și cu câte zeci de mii de soldați, le-a fost frică de Goliat. Asta a fost motivul care a fost în dar Da, era încă luptă. Vine un copil cu părbălai, fără atâta teorie și teologie și atâta îmbrăcăminte, cu praștea și labirui, cu curaj, îndrăsneală, fără frică. Este la faptele apostolului, dacă citim la început, Petru spune, Doamne, de robilor curaj, îndrăsneală, să vestească cuvântul. În orice lucru, știind că Dumnezeu e de partea noastră dar eu pe David l-am înțeles. Deci e, în locul lui, știi că totdeauna când ne punem în locul altul, e mai simplu. Uh, și eu aș fi făcut la fel. De ce? Acel filistian vorbea de rău pe Dumnezeu, hulia numele lui Dumnezeu. Și atunci el de fapt se lupta cu Dumnezeu. Și oare, ce s-o fi gândit David? Oare Dumnezeu nu-l pune la punct pe ăsta? Dar și caută și el pe cineva să-l reprezinte. Păi hai că-l reprezint eu dacă nu s-a găsit nimeni altul. Și uite că așa a dat Dumnezeu biruință. Și cred că Dumnezeu ne cheamă să pe reprezentăm toți. în fața multor goliați. Ăștia de care am zis: că ISIS, căs cei cu alte orientări sexuale, căs cei care fură copiii din familii. Iată că și Goliatul acesta cu Barne Vernet da. a fost umilit de către oamenii ai rugăciunii care au ieșit în stradă și au proclamat că ei pentru familie se roagă și Dumnezeu a creat familia și nu are nimeni dreptul să să facă Așa altfel. Este. Așa este. Deci eu asta mi-este toată credința și am încurajat. Puțin de la. Mi-a dat domnul mult mai multă viziune când am scris cartea. Deci a venit peste mine frica, venea întunericul, venea dezamăgirea, venea renunțarea. Renunțarea. Asta da. e efectul Da. da Renunți la foarte multe, nu mai vrei să te lupți, nu mai vrei să înaintezi, nu vrei să mai faci nimica. Atunci vine domnul, zice, nu, curaj, îndrăzneală, lupte-te, fă ceva măreț. Și când am ascultat și m-am conectat cu domnul, am putut să fac ceva măreți care va ajuta foarte multă lume. Nu se oprește aici. Am început să încurajez pe toată lumea datorită micii mele experiențe. Care ne cazul tău? Care e durerea ta? Care e boala ta? Care e problema ta? De acolo va ieși o comoară. Dar trebuie să înveți să o confrunți. Nu se sta cu mâinile în sână. Cu cât în Dunericul, știu că acum în doi ani mi-a dat domnul cuvânt profetic, versetul din Isaia, zice, deci, scoală-te și luminează-te căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine căci iată, întunericul acoperă pământul vedem din toate punctele de vedere cum am spus frica, giganții și, ISIS și toți vine întunericul acopere pământul și negură mare popoarele, dar peste tine, sare Domnul și slava lui se arată peste tine. Neamurile vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Ridică-ți ochii împrejur și privește. Toți se strâng și vin spre tine. Fii tăi vine de departe, deci promisiunile Domnului încep să curgă. Care este secretul? Întuneric vine, dar noi suntem lumina. Necazul vine, dar noi suntem comori, domnul ce sapă, sapă, Isaia 45. Acolo va ieși o soluție, o înaltă, o izbăvire pentru tine, familia ta, pentru societatea în care ești. Acum este gata ca Domnul, cu gloria lui, cu puterea lui, când pare că totul e pierdut și este întuneric, aici începe să se ridice Dumnezeu puterea lucrurilor lui extraordinară. Dar are nevoie de un David, are nevoie de un Iosua, de un Iosia, de o Esteră și de o Deborah astăzi. Și noi vrem să fie aceea cu el și gloria este a lui, nu este a noastră. Și să inspirăm mai departe curaj, întrâsneală, că Domnul e cu noi vitejilor. Amin. Mulțumim de toate încurajările astea. Întotdeauna mă încarc așa de, de bine când stau de vorbă cu tine și îmi place să zic rodica la patrat. Așa este. Hai, da. La puterea a doua, la puterea Duhului Sfânt să fim. Și uh, îmi aduc aminte de versetul care zice că unul pune pe fugă o mie, doi pune pe fugă 10.000. zece <laughs> mii și Dumnezeu să ne dea uh, o armată de oameni curajoși Amin. în Amin. România, Amin. în diaspora, astfel încât zecile de mii de duhuri să fie puse pe fugă și rația lui să se arate glorioasă. Dar curajul vine din el și relația cu el. Asta este secretul mulțumim că ești un model pentru noi și Dumnezeu să te, țină, să te ducă din putere în putere, așa cum zice că lumina celor neprihăniți merge ca soarelui până la amiază nu după amiază, până da, la amiază îți aici. mulțumim și să te însoțească Domnul peste tot pe unde umbli și să mai poposești și pe la noi ori de câte ori veți fi în România. Mulțumesc și foarte mult, a fost, cum am spus, o mare plăcere și o mare onoare să pot să continui să încurajez, să zidez, să ajut cât pot și toată gloria doar a Domnului Isus. Vă iubesc și vă binecuvintez și eu. Mulțumim! Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Ați putut să o ascultați pe Rodica Volintiru din Canada, autoarea cărții În dragoste nu este frică. Această carte o puteți comanda apelând numărul de telefon afișat pe ecran. Să fiți binecuvântați și să ne vedem cu bine peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. Fiți fără teamă! O emisiune sponsorizată de Matero.